Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1863 s-a născut Constantinos Cavafis. A fost poet grec, una dintre figurile literare cele mai importante din secolul al XX-lea și unul dintre cei mai mari exponenți ai renașterii limbii grecești moderne. În anul 1879 s-a născut Gala Galaction, a fost scriitor, poet ortodox, profesor de teologie de origine română, traducător al Bibliei în limba română, din ebraică și greacă. În anul 1947 a fost ales în Academia Română. În anul 1901 s-a născut Hirohito, a fost cel de-al 124-lea împărat al Japoniei, conducătorul care s-a menținut cel mai mult timp pe tronul țării sale, respectiv 62 de ani de domnie. A fost primul monah al tronului crizantemelor, care în anul 1946, după înfrângerea țării sale în cel de-al doilea război mondial, a fost silit să renunțe la dreptul divin. Sub conducerea sa, Japonia și-a câștigat statutul de mare putere asiatică. În anul 1958 s-a născut Michelle Pfeiffer. A fost actriță câștigătoare a premiilor Globul de Aur și BAFTA, nominalizată la premiile Oscar. În cei 25 de ani de carieră a jucat în filme precum Scarface, The Fabulous, Baker Boys, Batman Returns sau Dangerous Minds. În anul 1417 s-a stins în viață Ludovic al II-lea de Anjou. A fost rege al Neapole din anul 1389 și până în anul 1399 și duce de Anjou din anul 1384 până în anul 1417. A fost membru al casei de Valois-Anjou. În anul 1918 s-a stins din viață Barbu Ștefănescu de la Vrancea. A fost scriitor, orator și avocat român, membru al Academiei Române și primar al Capitalei. Este tatăl pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, precum și al arhitectei Henrietta de la Vrancea, una dintre primele femei arhitecte din România. În anul 1980 a murit Alfred Hitchcock, a fost regizor și producător de film, a regizat mai mult de 50 de filme, trecând prin toate erele cinematografiei. Este considerat unul dintre regizorii cu cea mai mare influență asupra posterității și a început cariera de regizor în Regatul Unit în anul 1922 și abia în anul 1939 a început să lucreze în Statele Unite ale Americii. În anul 1483, insula Gran Canaria este cucerită de către Regatul Castiliei. Insula va juca un rol important în expansiunea maritimă a Spaniei. În anul 1868 s-a înființat Filarmonica Română, care poartă numele George Enescu. În anul 1997 a intrat în vigoare Convenția cu privire la interzicerea elaborării, producerii, depozitării și utilizării armamentului chimic și lichidarea acestuia, semnată la Paris la data de 13 ianuarie 1993. Această rubrică a fost oferită de Mekon.